Ceea ce știam, spuneam așa, zice, noi am lucrat în misiune mulți ani. Și, spre exemplu, spuneau ei, vreo 40 de ani în urmă, aproximativ în Haiti, era starea destul de sărăcăcioasă și organizații creștine, necreștine, din America și din toată lumea, au dus acolo bani și ajutoare, miliarde. În aceștia 40 de ani, spune ei, miliarde s-au investit în Haiti, iar situația economică a oamenilor astăzi, spunea el, este mai rea decât 40 de ani în urmă. Știți de ce? Din cauza că nimeni nu s-a gândit ca să schimbe concepția oamenilor despre lume și viață. Noi, ca și creștini, noi trebuie să înțelegem și Pavel ne spune, iată de ce, vă întrebați de ce eu mă comport așa? De ce? Și rețineți aceste trei puncte. În primul rând, Pavel spune, datorită mesajului meu care l-am primit de la Domnul și nu-l uit, tu trebuie să mergi să schimbi națiunile. Amin? Amin. Doi, de ce Pavel te comporți așa? Pavel spune, eu mă comport așa datorită descoperirii inițiale. Am avut o descoperire de la Domnul și aceea o păstrez prin descoperire dumnezeiască. Și fiecare dintre noi, dacă stăm și ne gândim, a fost un moment când noi, prin descoperire dumnezeiască, l-am înțeles pe Domnul. Și în al treilea rând, Apostolul Pavel spune, datorită împuternicirii. Noi nu suntem niște angajați ai unei organizații. Noi nu suntem plătiți ca să mergem să spunem cuiva despre Domnul. Noi suntem împuterniciți de Domnul. Și când mergi, eu le spun la oamenii cu care vorbesc și mai ales la cei care sunt proaspăt pocăiți și întorși la Domnul, când trebuie ca să spui că ești pocăit, nu spune așa. Eu știi. Le mai spun încă un lucru. Când te pocăiești, du-te la locul tău de muncă și nu spune, eu nu mai beau că mă doare stomacul, eu nu mai beau că am venit cu mașina. Nu, nu, nu. Cei care vor încerca așa pe ocolite să-și spună experiența lor despre Domnul, ei nu vor mai avea niciodată victoria asupra păcatului. Dar eu le spun, dacă tu l-ai cunoscut pe Domnul, când mergi la locul de muncă, tu spune, eu l-am întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. Și datorită faptului că l-am întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, eu voi sta cu tine, eu vorbesc cu tine, eu sunt același om, eu mănânc așa cum mănâncă toată lumea, voi lucra și poate încă voi lucra mai bine. Dar în ceea ce privește păcatul de astăzi înainte, mă străduiesc și mă feresc să nu păcătuiesc. Și Dumnezeu te va binecuvânta felul acesta. De ce? Pentru că eu am o împuternicire de la Domnul și când vei spune aceasta, sunt mulți oameni. De obicei, majoritatea membrilor din Biserica Evanghelie spun, știi frate, păi eu nu pot ca să spun. Nu trebuie să te gândești că ai nevoie să spui lucruri mari. Spune experiența ta cu Domnul. Și tu vei schimba pe omul acela. Orbul din Evanghelie a fost vindecat. I-au luat la întrebări pe părinți și părinții de frica preoților au spus, el este în vârstă, întrebați-l pe el. Și a venit la orb și a chemat la judecată soborul și a spus, ia vină încoace, cine e acela care te-a vindecat? Cine ți-a dat ție vedere? Ia spune-ne că noi suntem pe urmele lui. Și el nu știa multă teologie. Nu știa multă scriptură. Dar el știe ce a spus. Cine e el? De unde e el? Nu știu. Una știu. Eram orb și acum văd. Amin? Dragii mei, schimbați conceptul cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Nu trebuie ca să spui lucruri mari și alese prietenului tău, colegului tău de muncă și așa mai departe. Spune una, tu știi cum a fost viața mea, spre exemplu? Eu multe nu știu să-ți spun, am pace, dar vreau ca să știți, pacea se vede pe ei față. Amin? Și ei văd aceasta. Și dacă tu vei mai merge doar atâta și spui, am pace cu Dumnezeu, da, te vor întreba, 21 decembrie 2012, se spune că în sfârșitul lumii, chibrituri nu mai sunt la Chișinău, lumânări nu mai sunt, totul s-a cumpărat acum, totul, oamenii au cumpărat, s-au pregătit de sfârșitul lumii. Vine la mine într-o zi o femeie și mă întreabă, domnul Romic, am citit pe internet că va fi așa,
Ce să facem? Și eu spun, eu sunt așa de liniștit când mi-am acoperit casa și cineva spune că plouă. Și ea zice, ce? Zic, eu sunt așa de liniștit când mi-am acoperit casa și cineva îmi spune că vine ploaia. Și a pus capul în jos și zice, am înțeles. Care-i problema? Noi așteptăm ca Domnul să vină. Amin? Când va veni, noi așteptăm pe Domnul să vină. Eu mă pregătesc pentru aceasta, am pace. Spune-i aceasta vecinului tău. Și el va vedea lucrul acesta. El va căuta și el pacea aceasta. Și astfel, dacă noi vom avea o concepție biblică cu privire la împărăția lui Dumnezeu, nu ne vom lăsa atrași nici de comunism, asta nu trebuie, nu ne vom lăsa atrași nici de capitalism, dar dacă noi vom fi marcați de creștinism, de teismul acesta, faptul că Dumnezeu, ca persoană, ne-a creat pe noi, ca persoane ne-a creat, ca persoană ni s-a descoperit, avem relația aceasta personală, putem să-i spunem lui Tată, dacă tu vei transmite concepția aceasta, atunci oamenii din jur vor vedea, vor veni la Domnul, se vor pocăi și biserica Domnului va crește. Doresc ca Domnul să vă binecuvinteze și să vă întărească la aceasta. Amin. Haideți ca să venim și să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu.